Evrei, capitolul 8, de la versetul 1 la versetul 13. Punctul cel mai însemnat al celor spuse este că avem un mare preot care s-a așezat la dreapta scaunului de domnie al măririi, în ceruri, ca slujitor al locului preasfânt și al adevăratului cort, care a fost ridicat nu de om, ci de Domnul. Orice mare preot este pus să aducă lui Dumnezeu daruri și jerfe. De aceea era de trebuință ca și celălalt mare preot să aibă ceva de adus. Dacă ar fi pe pământ, nici n-ar mai fi preot, fiindcă sunt cei ce aduc darurile după lege. Ei fac o slujbă care este chipul și umbra lucrurilor cerești, după poruncile primite de Moise de la Dumnezeu când avea să-i facă cortul. Ia seama, i s-a zis, să faci totul după chipul care ți-a fost arătat pe munte. Dar acum, Hristos a căpătat o slujbă cu atât mai înaltă, cu cât legământul al cărui mijlocitor este el, e mai bun, că este așezat pe făgăduințe mai bune. În adevăr, dacă legământul din tâi ar fi fost fără cusur, n-ar mai fi fost vorba să fie înlocuit cu un al doilea, căci ca o mustrare a zis Dumnezeul lui Israel. Iată vin zile, zice Domnul, când voi face cu casa lui Israel și cu casa lui Iuda un legământ nou, nu ca legământul pe care l-am făcut cu părinții lor, în ziua când am apucat de mână ca să-i scot din țara Egiptului. Pentru că n-au rămas în legământul meu și nici mie nu mi-a păsat de ei, zice Domnul. Dar iată legământul pe care îl voi face cu casa lui Israel după acele zile, zice Domnul. Voi pune legile mele în mintea lor și le voi scrie în inimile lor. Eu voi fi Dumnezeul lor și ei vor fi poporul meu. Și nu vor mai învăța fiecare pe vecinul sau pe fratele său zicând, cunoaște pe Domnul, căci toți mă vor cunoaște, de la cel mai mic până la cel mai mare dintre ei. Pentru că le voi ierta nelegiuirile și nu voi mai aduce aminte de păcatele și fără de legile lor. Prin faptul că zice un nou legământ, a mărturisit că cel din tâi este vechi. Iar ce este vechi, ce am bătrânit, este aproape de pieire. Fie ca Domnul nostru să ne vorbească prin cuvântul său. Amin. Amin. Ne rugăm lui Dumnezeu. Tatăl nostru care ești în ceruri, mulțumim frumos Doamne pentru că ne-ai dăruit un așa mare preot. Un preot care trăiește veșnic și este la dreapta măririi tale. Este acolo un locul prea sfânt ca să mijlocească pentru noi. Pe acest preot vrem să-l iubim, Doamne, și pe el vrem să-l slujim și te rugăm ca Duhul Tău să fie cel care ne, ne înalță pe Domnul Isus încă o dată, înaintea ochilor noștri. Și vorbește adunării tale, Doamne. Suntem flămânzi după tine și avem nevoie de hrană, Tată, și nu carnea și sângele vrem să vorbească, ci lasă Duhul Sfânt, Doamne, să ne atingă inimile noastre, te rugăm. În numele Domnului Isus Hristos, amin. amin. Vă rog să luați loc. Pe când mâncau ei, Isus a luat o pâine și după ce a binecuvântat, a frânt-o și a dat-o ucenicilor zicând, Luați mâncați, acesta este trupul meu. Apoi a luat un pahar și după ce a mulțumit lui Dumnezeu, l-a dat zicând, Beți toți din el, căci acesta este sângele meu, sângele legământului celui nou, care se varsă pentru mulți spre iertarea păcatelor. Mântuitorul rostea aceste cuvinte cu puțin timp înainte de crucificarea sa, anticipând faptul că sângele care urma să se verse deschidea calea spre Dumnezeu. Sângele care urma să se verse pe Calvar instaura un nou legământ între oameni și Dumnezeu. Și de atunci și până în momentele acestea, când ascultăm mesajul acesta. Toți adevărații creștini, dar toți adevărații creștini care au existat, există sau vor exista vreodată, sunt parte în acest nou legământ. Ceea ce Domnul Iisus Hristos rostea în acea seară tainică, împreună cu ucenicii săi, în acel cadru intim, înainte de a fi pus pe o cruce, a devenit o realitate gvazie universală. Este o realitate la care ești conectat și tu și eu. Suntem parte în acest legământ Nou, în acest frumos și măreț legământ. Vedeți, oamenii încheie tot felul de legăminte și de alianțe. Sunt alianțe electorale, sunt alianțe de altă natură. Fondează cluburi, cluburi de fotbal, cluburi de volei, cluburi pescarilor amatorii, tot felul de alte cluburi, cluburi, cluburi secrete. Intră în tot felul de parteneriate contractuale sau mai puțin contractuale, Oamenii se prind, este în natura omului să se prindă într-o horă. Se prinde într-o horă a parteneriatelor, a cluburilor, a alianțelor, că așa este omul, vrea să se prindă de cineva. Ce este măreț și ce este deosebit este că toți, dar absolut toți creștinii adevărați au devenit parteneri cu Dumnezeu și au intrat într-un parteneriat, într-o relație cu Dumnezeul adevărat prin acest nou legământ. Noul legământ în sângele lui Hristos facilitează parteneriatul cu Dumnezeu și deschide calea spre cer. Despre acest legământ este vorba, frați și surori, este un legământ în care suntem prinși și noi, vă dați seama? Uneori te uiți la unul care a intrat în nu știu ce parteneriată, în nu știu ce alianță, în nu știu ce club și stai jinduind și îți curg ochii și te uiți acolo de pe margine și spui vai dacă aș fi fost și eu în această structură ce bine era. Eram un om privilegiat, era deosebit să, să fiu și eu între oamenii aceștia. Dar să fii în nou legământ, ce poate fi mai minunat decât atât? Ești parte în noul legământ, în cea mai importantă alianță posibilă din Universul acesta, dacă ești copilul lui Dumnezeu. De aceea, în continuare, cu ajutorul Domnului, aș vrea să ne uităm la capitolul 8, cel pe care l-am citit, și să descoperim frumusețile acestui nou legământ. Este o seară estetică. Și estetica noului legământ aș vrea să ne. Uh, umple inimile de bucurie. Să plecăm acasă cu o bucurie care să ne țină cel puțin o săptămână, dacă nu mai mult. Pentru că atunci când privești la acest nou legământ și îl vezi cât e de frumos și cât de frumos a gândit Dumnezeu lucrurile, n ai cum să nu sar de bucurie și să nu ți se întărească picioarele ca ale celor să spui gloria lui Dumnezeu, pentru că s-a îndurat de mine și m-a prins în acest nou legământ. Și aș vrea să descoperim împreună, uitându-ne în pasajul acesta, frumusețile noului legământ în care ești și tu parte și eu. Nu vorbim de povești, nu vorbim de ceva ce au alții, vorbim de ceva unde suntem prinși noi. Un legământ în care am intrat, slăvit să fie Domnul. Și aș vrea să descoperim frumusețile acestui legământ. Primul lucru, de ce este frumos acest legământ nou? Este frumos, vedeți, pentru că găsim o slujbă mai înaltă. Primele șase versete ne arată că este vorba despre o slujbă mai înaltă în acest legământ. Și dacă e nou legământ, înseamnă că există și un vechi legământ, nu? Și dacă este o slujbă mai înaltă, înseamnă că este și o slujbă, slujbă mai joasă. Deci, ceea ce este specific noului legământ în care dumneavoastră și cu mine am intrat este o slujbă mai înaltă. Pentru că noul legământ slujește ca mare preot însuși Domnul Iisus Hristos, iar slujba lui este mult, mult, mult mai înaltă decât a preoților de rând. Slujba lui Hristos este foarte, 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 foarte înaltă. De ce? De ce este slujba lui Hristos mai înaltă decât a tuturor celorlalți preoți? Sunt mai multe lucruri, dar aș vrea să ne rezumăm la două aspecte în continuare. Este o slujbă mai înaltă, întâi de toate, fiindcă se desfășoară în ceruri. Știți, fiecare avem un loc de muncă. Unde mergeți mâine la, la muncă? Unii merg la birou, alții la școală, alții lucrează de acasă, alții pe stradă, alții în șantier, știu eu. Fiecare unde lucrează. Să știți că și Mântuitorul nostru are un loc de muncă. Are un loc unde își desfășoară o slujbă și o desfășoară veșnic. Și de asta slujba lui este așa de înaltă și de măreață, pentru că locul unde el își desfășoară slujba este chiar în ceruri. Uitați-vă, vă rog, la primele două versete, zice: Punctul cel mai însemnat al acestor celor spuse, este că avem un mare preot care s-a așezat la dreapta scaunului de domnie al măririi în ceruri ca slujitor al locului preasfânt și al adevăratului cort care a fost ridicat nu de om, ci de domnul. Observați? Locul unde el își desfășoară activitatea este ceea ce se numește dreapta măririi în locurile cerești. Este cel mai înalt loc posibil din univers. Dacă am putea să ne cățărăm pe scară și să mergem sus, 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 sus. Dacă ar fi să ajungem la capătul cel mai înalt posibil, punctul de sus cel mai înalt, acela se numește dreapta măririi. Este cel mai înalt loc și chiar acolo, chiar acolo, se află Domnul Isus Hristos. Ne referim prin expresia dreapta măririi lui Dumnezeu, la însăși prezența lui Dumnezeu. Isus slujește ca mare preot exact în sanctuarul Divin. În Templul Divin, în Casa Regală, este acolo, chiar acum, în cel mai înalt loc posibil, și acolo își desfășoară activitatea. De aceea, slujirea lui este una înaltă. În contrast cu asta, uitați-vă, vă rog, acum de la versetul 4 la 6, de la versetul 4 vedem că slujirea celor de pe Pământ este mult mai joasă. Zice, dacă ar fi pe pământ, nici n-ar mai fi preot, fiindcă sunt cei ce aduc darurile după lege. Adică preoția lui nu e o preoție pe pământul acesta, e o preoție în ceruri. Și apoi spune, ei fac o slujbă, vezi, și ei au o slujbă, vedeți? Versetul 5, ei fac o slujbă, care este chipul și umbra lucrurilor cerești, după poruncile primite de Moise de la Dumnezeu. Deci explicația este asta, ce fac preoții pe pământ este umbra, și ce face Iisus în ceruri este realitatea. Vedeți diferența? O slujire înseamnă umbră, cealaltă slujire înseamnă realitate. De aceea, cu atât este mai înaltă slujirea lui Hristos decât slujirea preoților obișnuiți, cu cât realitatea este mai înaltă decât umbra ei. Și ar trebui să ne minunăm de faptul că Domnul Iisus Hristos slujește exact acolo unde lucrurile sunt reale. Ca să vă dau o ilustrație, imaginați-vă că cineva s-ar uita la umbra unei flori umbra unei flori. N-a văzut niciodată o floare în viața lui, n-a mirosit nicio floare în viața lui și, și, stă și se uită la umbra unei flori și se zice extraordinar, rămâne, rămâne în înmărmurit și se întoarce și se învârte și mă, măsoară umbra acelei flori și zice n-am văzut nimic mai frumos în viața mea. Nu miroase, nu-i vede nicio culoare, nicio sclipire, dar rămâne înmărmurit. De-a dreptul, Uitându-se la umbra acelei flori. Cum ar fi să vii atunci să-i arăți o floare adevărată? Și să vadă realitatea spre care indica umbra acelei flori, să vadă culorile, să vadă frumusețea ei, să simtă mirosul. Ar fi o diferență inimaginabilă să treci de la acea umbră care oricum mi se pare frumoasă la realitate. Ei, exact la fel este slujba pe pământ și slujba din cerul. Oamenii se uită la ce fac alții, la ce fac preoții, la ce reușim noi să facem ca oameni și spunem extraordinar, dar ce frumos, dar ce frumos a fost la biserică, dar ce timp de închinare, dar ce părtășie, dar ce dulceață, ce, ce bine este, atât de bine este să fim împreună cu frații tăi, sunt niște momente extraordinare. Dar acestea sunt doar o umbră. Imaginați-vă cât de frumos e când vom vedea realitatea. Dacă umbra poate fi așa de frumoasă, cât de frumos trebuie să fie în ceruri, cât de frumos trebuie să fie acolo în prezența lui Dumnezeu. De aceea, aplicația directă pentru noi aici, legat de slujba asta înaltă care se desfășoară în ceruri, și este chiar aceasta. În sanctuarul sfânt din ceruri, în locul cel mai înalt din univers, Hristos îndeplinește o slujbă. Dar să nu te șocheze ce să spun acum. Slujba asta este pentru tine și pentru mine. Înțelegeți? Uita, Uitați-vă cum începe uh, primul verset. Iar esența celor spuse este că avem un mare preot care s-a așezat la dreapta tronului măririi în ceruri. Versetul 1 ne clarifică că ce face Iisus în cer este pentru noi. Este în favoarea noastră. El nu este mare preot pentru altcineva. El nu îndeplinește slujba de mare preot pentru altcineva. El îndeplinește pentru noi. Acum, cum te simți? Cât de onorat ești și cât de smerit ești în același timp? Să știi că marele nostru preot slujește în cel mai înalt loc posibil din Universul acesta, zi și noapte, pentru tine și pentru mine. Mijlocind pentru noi, fiind acolo în prezența lui Dumnezeu. Nu este acesta un lucru extraordinar să știi că ai pe cineva la dreapta Tatălui care face lucrul acesta? Iată de ce trebuie să izbucnească inima noastră de mulțumire și de recunoștință că avem un astfel de mare preot care este acolo și este în favoarea noastră, chiar și atunci când mi se pare că Dumnezeu este departe. Nu vi s-a întâmplat să aveți momente în viață când simți că Dumnezeu e departe? Când spui, Doamne, unde ești? Parcă, parcă ai avut vremuri mai bune, l-ai simțit mai aproape, parcă se răspundea la rugăciuni, parcă mergea mai bine citirea Scripturii, parcă sentimentele erau mai profunde și vin perioade mai uscate în viață, când parcă Dumnezeu este atât de departe și atât de departe. Dar știți care este adevărul? Și în momentele în care ți se pare atât de departe și parcă s-a ascuns după nori, se ascunde de nori ca, cu norii de noi ca să nu-L mai vedem, Chiar și în momentele acelea, Isus Hristos rămâne marele nostru preot și menține aceeași legătură între noi și Dumnezeu. Ceea ce El prinde cu mâinile sale, pe Dumnezeu de o parte și pe noi de altă parte, niciodată nu este întrerupt. Și chiar dacă noi nu simțim mâinile sale pironite pe cruce, unește cele două părți și le ține pentru eternitate împreună. De aceea trebuie să avem nădejde Creștinii adevărați au speranță, creștinii adevărați se încred în ceea ce a făcut Domnul Isus Hristos. Creștinii adevărați nu se încred în performanțele lor, în sentimentele lor, în realizările lor, în cât sunt ei de buni și cât pot menține ei relația cu Dumnezeu. Adevărații creștini spun glorie mielului care a fost jungheat. Adevărații creștini spun glorie Domnului Isus Hristos care cu mâinile sale și când e soare afară și când e furtună și când merge mai bine în viața mea și când merge mai rău, ne ține uniți cu Dumnezeu pentru că el este în sanctuarul Ceresc, slujind ca mare preot, zi și noapte, pentru fiecare dintre noi, glorie numelui său. Iată cât este de frumos legământul în care am intrat. Totul se datorează acestui legământ. Fără legământul acesta era imposibil. Dar legământul este promisiunea fermă a lui Dumnezeu că va menține lucrurile așa. Deci este o slujire foarte înaltă pentru că se desfășoară în ceruri, dar mai apoi, spuneam că sunt două lucruri, este o slujire foarte înaltă fiindcă darul adus este chiar sângele lui Hristos. Vedeți? Din nou se face o comparație și dacă vă uitați la versetul 3, spune Orice mare preot este pus să aducă lui Dumnezeu daruri și jerfe. Observați? Asta face marele preot. Dar zice, de aceea era de trebuință ca și celălalt mare preot, la cine se referă aici? La Isus, să aibă ceva de adus. Asta e bună. Asta e foarte bună. Dar ce să aducă Isus? Nu? Vedeți, preoții din Vechiul Testament și chiar în Noul Testament până la distrugerea Ierusalimului în anul 70 după Hristos, aveau ce aduce. Poporul venea puhoi și fiecare venea cu darul. Aducea darul. Aduceau miei, berbeci, țapi, viței, făină, unde lemn, vin, tămâie și tot felul de alte lucruri. Și preotul stătea bine mersi și veneau oamenii la el, prelua darul și l-a ducea la Dumnezeu. Aveau ce să aducă pentru că oamenii veneau cu toate aceste lucruri și preotul avea ce să dea. Și acum noi zicem că marele nostru preot este Domnul Isus Hristos, dar ce să-i dăm noi lui? Noi când venim la Domnul Isus Hristos, venim cu mâinile goale, ca un cerșetor care privește la mâna stăpânului său. Doamne, eu vreau să-mi fii mare preot și să slujești, dar ce să-ți dau? Ce să-ți dau? Păcatele mele? Minciunile mele? Mândria mea? Poftele mele? Ce să-ți dau? Și el spune, dar eu trebuie să am și eu ceva de adus dacă sunt mare preot. Vedeți? Spune textul. Uitați-vă la versetul 3 trebuia să aibă ceva de adus. Trebuia să aibă ceva de adus. Și textul ne răspunde ce a adus Domnul. Dacă vă uitați un capitol mai departe, în capitolul 9, și o să ne uităm mai în detaliu data viitoare, în capitolul 9, versetul 12, spune... Și a intrat odată pentru totdeauna în locul prea sfânt. Vedeți, rea aceeași idee, se află în locul acela înalt. Uitați-vă acum ce spune. Nu cu sânge de țapi, și de viței, cu ceea ce aduceau oamenii marului preot de pe pământ. Și zice Iisus, dacă voi n-aveți ce să-mi dați și n-aveți ce să-mi dați ca să aduc tatălui, aduc eu ceva. Și cu însuși sângele său. După ce a căpătat o răscumpărare veșnică, Domnul Iisus Hristos slujește în cel mai înalt loc posibil, dar materialul cu care slujește este însuși sângele său. Sigur, acum în ceruri nu-și mai varsă sângele și nu ar trebui să ne gândim în mod fizic că face lucrul acesta. El a făcut-o pe pământ, pe pământ chiar și-a dat sângele în mod fizic, dar acum în mod simbolic, însăși prezența lui acolo și slujirea lui la dreapta măririi, amintește perpetu, pentru eternitate, de sângele pe care l-a vărsat pentru noi. De aceea este mai măreață și mai înaltă slujba lui decât a altora, fiindcă locul unde se desfășoară este cel mai înalt. Și darul care se aduce este mai înalt decât orice alt dar de pe, din universul acesta. Sângele lui Hristos costă mai mult decât smaraldul, rubinul, safirul, topazul, diamantul, ametistul și orice altă prețioasă, piatră prețioasă la care ne-am putea gândi, sângele lui Hristos prin care am fost răscumpărați este mai prețios decât toate acestea. Pe cum să nu fie slujirea lui mult mai înaltă decât a celorlalți, dacă darul său este mult mai înalt decât darurile celorlalți, celorlalți nu-i așa? Vedeți cât este de înaltă slujirea aceasta. De aceea aplicația pentru noi este, dacă Hristos aduce un dar atât de înalt, însuși sângele său. Nu există păcat pe care sângele lui Hristos să nu-l poată ierta. Nu există păcat pe care sângele Domnului Isus să nu ți-l poată ierta. Vino la el cu toată încrederea. Domnul îți păcatul chiar acum. Cum spune o frumoasă cântare, vrei tu să scapi de poveri și păcat? Prin mielul divin ce a fost răpuns, vrei tu să învingi răul ce te-a legat? prin sfânt sânge al lui Isus și ce spune refrenul exact în, în uh, consens cu textul acesta? E puterea sângelui vărsat, sânge sfânt și curat. E puterea sângelui vărsat care spală al tău păcat. Slăvit să fie numele Domnului! De aceea creștinii sunt bucuroși, pentru că piatra aceasta de moară care era legată de gâtul nostru și ne trăgea până în fundul iadului, a fost dată la o parte prin sângele lui Isus Hristos. Și toate păcatele, iubitul meu ascultător, iubite creștine, toate păcatele sunt iertate prin sângele lui Hristos. Nu mai trebuie să porți nimic după tine din trecutul tău. Poți să zbori, poți să lași să se ridice sufletul tău plin de bucurie către cer. Nu mai trebuie să porți mustrarea păcatelor din trecutul tău, fiindcă Hristos le-a pe toate. De aceea fi liber să o slujești. Fii liber să-L lauzi, fii liber să te închini, fii liber să zâmbești, fii liber să te bucuri cu familia ta, fii liber pentru că Hristos te-a făcut liber. Numai El ne poate face liber. Cel rău mereu, mereu vine cu catastivul, vine cu zapisul, vine cu certificatul și vrea să ne aducă aminte de toate păcatele noastre. Dar sângele Lui Hristos cu care lucrează și care rămâne o amintire veșnică în sanctuarul ceresc ne asigură că toate păcatele noastre sunt iertate. Apoi, de ce este foarte frumos nou legământ? Primul lucru, pentru că e vorba de o slujbă mai înaltă, și am explicat la cine ne referim. Al doilea lucru, pentru că promisiunile sunt mai bune. Pe lângă faptul că slujba este mai înaltă, și promisiunile din nou legământ sunt mai bune decât celelalte promisiuni. Și asta se explică de la versetul 6 la versetul 12. De exemplu, dacă vă uitați la versetul 6, spune așa: Cristos a căpătat o slujbă cu atât mai înaltă cu cât legământul al cărui mijlocitor este el, e mai bun. De ce e mai bun legământul? Că este așezat pe promisiuni mai bune. Și ca să ne explice ce promisiuni mai bune sunt în nou legământ, autorul face trimitere la Ieremia, Ieremia capitolul 31, pentru că în Ieremia capitolul 31 este profețit noul legământ și acolo nu se spune ce promisiuni mai bune sunt în nou legământ decât în vechiul legământ. Și haideți să ne uităm la Ieremia 31 de la 31 la 34. O să citesc textul acesta. Iată vin zile, zice Domnul, când voi face cu casa lui Israel și cu casa lui Iuda un legământ nou. Nu ca legământul pe care l-am încheiat cu părinților în ziua când am apucat de mână să-i scot din țara Egiptului. Legământ pe care l-au călcat, măcar că aveam drepturi de soț asupra lor, zice Domnul. Ci iată legământul pe care îl voi face cu casa lui Israel după zilele acelea, zice Domnul. Voi pune legea mea înăuntru lor, o voi scrie în inima lor și eu voi fi Dumnezeul lor, ei vor fi poporul meu niciunul nu va mai învăța pe aproapele sau pe fratele său zicând, cunoaște pe Domnul, ci toți mă vor cunoaște de la cel mai mic până la cel mai mare, zice Domnul, căci le voi ierta nelegiuirea și nu voi mai aduce aminte de păcatul lor. Asta e profeția și autorul epistolei către evrei la asta face trimitere ca să ne arată promisiunile mai bune sau făgăduințele mai bune. Permiteți-mi așadar să explic pe scurt, doar pe scurt, ce promisiuni mai bune sunt în pasajul acesta? Da? Sunt patru promisiuni mai bune pe care le găsim aici. Întâi de toate, este transformarea inimilor. Uitați-vă, vă rog, zice: Voi pune legile mele în mintea lor și le voi scrie în inimile lor. Adică, se referă la o transformare care are loc nu dinspre exterior spre interior. De multe ori, oamenii încearcă să se schimbe dinspre exterior spre interior și legea asta spunea, să faci asta, să nu faci aia, să faci asta, să nu faci aia. Și era o acțiune din afară spre interiorul inimii omului, dar inima omului era de piatră. Și când venea legea Domnului, se lovea ca un, de un zid de piatră și ricoșa înapoi. Înțelegeți? Și de asta nu se putea schimba nimic. Ba mai mult, cu cât venea mai mult legea spre inima omului împietrit, omul devenea și mai împietrit și păcătuia și mai tare, pentru că deja fiind din era, re, era, rebelă și învăța cum să-i facă mai mult rău lui Dumnezeu. Și ca și cum vine tata și spune unui copil, auzi, eu, eu te iubesc așa de mult, dar să știi că atunci când nu-ți faci temele, mă rănești, mă doare. Și el este atât de rebel încât ce, a, n-am știut că te doare așa tare, mai rău o să fac de acum încolo. Asta spune romani, Că păcatul, ca să se arate câte de în calea afară de păcătos, ia ceva bun și o întoarce spre rău. Deci le vine idei oamenilor. Așa funcționa legea veche. Deci inima rebela noastră se învăța să fie și mai rea față de Dumnezeu. Dar când se transformă inimile, legea o pune în noi, zice. Nu mai este afară, e în noi. Și acum transformarea începe din interior spre exterior. Și nu faci ceva ce urăști, dar ești obligat să faci nu-mi place legea, dar n-am ce face. Nu, ci încep să faci ceva ce iubești. Așa e că iubiți să veniți la biserică? Așa e că îl iubiți pe Domnul Isus. Așa e că iubiți părtășia frățească? Așa că iubim să-L slujim pe Domnul? Avem noi niște regulamente pe aici, dar nu din cauza regulamentelor le faceți sau a principiilor din biserică. Le faceți pentru că în inimă este legea lui Dumnezeu slăvit să fie El. Amin. Pentru că inimile noastre sunt transformate de Domnul Isus Hristos. Este natura nouă cristică pe care o promite oricărei făpturi noi care este în Hristos. Nu e o minune asta. Iată de ce promisiunea noului legământ este mult mai bună. Pentru că Domnul ne dă o natură nouă, o inimă nouă, o inimă regenerată care lucrează acum din, din interior spre exterior. Și ne mai luptăm cu firea veche, dar e în noi ceva, e ceva ce nu era înainte. Asta e foarte fain. Și asta este marea bucurie pe care o avem. Apoi, a doua promisiune, posibilitatea locuirii în prezența divină. Posibilitatea locuirii în prezența divină spune, eu voi fi Dumnezeul lor și ei vor fi poporul meu. Acum, expresia asta a făcut istorie la propriu. Deci, expresia asta este, este o temă ca un arc. Dacă prindeți geneza aici, și Apocalipsa aici, apoi un arc care va uni Geneza cu Apocalipsa, este eu voi fi Dumnezeul lor și ei vor fi poporul meu. Despre asta e vorba. Când îl cheamă Dumnezeu pe Avram în Geneza, și ce îi promite? Eu voi fi Dumnezeul tău și al urmașilor tăi și ei vor fi poporul meu. Când Dumnezeu îi spune lui Moise să construiască un tem, un cord, și ce spune? Eu voi veni și voi locui în mijlocul vostru și eu voi fi Dumnezeul vostru și voi veți fi poporul meu. Și dacă merge în Apocalipsa, să vezi cum se termină istoria, finalul spune că Domnul a coborât, Ierusalimul Ceresc coboară și zice, iată cortul lui Dumnezeu cu oamenii. El va fi Dumnezeul lor și ei vor fi poporul lui. Asta înseamnă că întotdeauna, de când a fost izgonit Adam și Eva din grădină, dorința omului a fost să regăsească prezența lui Dumnezeu, să fie una. Pentru că aia s-a rupt asta s-a stricat. Și ce s-a întâmplat cu Avram, cu Moise și în toată istoria și se finalizează acolo în Apocalipsa, să fim din nou un Dumnezeu și un popor. Asta este posibil tot datorită noului legământ, este o altă binecuvântare pe care o avem prin noul legământ în sângele Domnului Isus Hristos. A treia promisiune extraordinară este o relație personală. Mare lucru să ai o relație personală cu Dumnezeu. Uitați-vă la versetul 11 putem reveni la evrei, pentru că este citat aproape la fel în evrei textul din Eremia. În versetul 11 spune, și nu vor mai învăța fiecare pe vecinul sau pe fratele său zicând, cunoaște pe Domnul, măi, cunoaște pe Domnul, auzi? Cunoaște pe Domnul. Nu mai este nevoie să faci așa, știți de ce? Pentru că, pentru că, fiecare mă vor cunoaște, de la cel mai mic până la cel mai mare. Ce vrea să spun aici? Ce vrea să spun aici? Ca să înțelegem asta, trebuie să ne întoarcem la contextul din Ieremia. Și dacă ne întoarcem la contextul din Ieremia, e important să ne uităm un pic mai devreme, un pic un picuț mai devreme de unde este decupată această profeție. Și dacă vă uitați în versetul 29 și 30 din Ieremia 31, în versetul 29 și 30 spune așa: În zilele acelea nu se va mai zice părinții au mâncat aguridă și copiilor li s-au sterpezit dinții. Și fiecare va muri pentru negierea lui oricărui om care va mânca aguridă, îi se vor sterpezi dinții. Despre ce-i vorba? Și apoi spune, și iată, voi face un legământ nou. Ideea este că legământul cel vechi, bazat pe legea mozaică, era un legământ comunitar. Era un legământ comunitar. Cu, cu un sistem de acesta tribal, comunitar, reprezentativ. Cu alte cuvinte, ce făcea? O persoană importantă și care reprezenta poporul, afecta tot poporul. Dacă împăratul greșea, tot poporul suferea. Dacă preotul greșea, tot poporul suferea. Era la comun, să spun așa, se bine binecuvântările și blestemele care veneau din ascultare, respectiv neascultare la comun. Așa era legământul acela. De aceea, rolul chiar al împăraților, rolul preoților, rolul leviților, leviților, rolul profeților, era să îi îndemne mereu pe oameni, pe popor, cunoaște pe Domnul, cunoaște pe Domnul, ține legea Domnului, pentru că dacă unul se duce, ne ducem toți. Trebuiau să... să... Și de multe ori se întâmpla de asta, spune, copiii culegeau efectele, părinții mâncau aguridă, dar nu, nu li se sterpezeau dinților, sau nu doar dinților, ci dinții copiilor. Era problema asta, da? Generațională și acest legământ comunitar. Or, zice Domnul, când voi face legământul nou, nu se va mai zice așa. Și nimeni nu mai trebuie să vină să aibă un rol de mediator, că de-asta i-a avea un rol de mediator, că spuneau, cunoaște pe Domnul, cunoaște pe Domnul. Iar eu, eu dacă vreau să-L cunosc pe Domnul, trebuia să merg la preot. Spun, m-ajut să-L cunosc pe Domnul. Sau cumva, nu numai că mă ajut dar depinde de tine ca să-L cunosc pe Domnul. Trebuia să mă duc la profet. Trebuia să mă duc la toți acești reprezentanți și ei mediau, erau în mijlocul poporului și mediau această cunoaștere a lui Dumnezeu. Și spune, vine vremea când nu o să mai trebuiască asta, fiindcă fiecare îl va cunoaște pe Domnul și cum anume. Ca să înțelegem cum anume, hai să ne uităm cum aplică Ioan această profeție. În 1 Ioan capitolul 2, versetul 27 spune că despre voi ungerea pe care ați primit-o de la el rămâne în voi, ungerea, vedeți? Ungerea. Rămâne în voi și nu aveți trebuință să vă învețe cineva. Aici nu vrea să spună că nu e voie să fie învățător în biserică, că însuși și Ioan învăța când spunea treburile astea, ci se referă, spune, să vă învețe cineva, și ci după cum ungerea lui vă învață despre toate lucrurile și este adevărată și nu este o minciună, rămâneți în el după cum va a învățat ea. Adică nu vrea să spună că este greșit să fie învățător în biserică, dar vrea să spună nimeni nu mai poate veni acum și să pretindă să aibă ifose de genul ăsta că el este mare mediator între voi și Dumnezeu. În sensul ăsta să vă învețe cineva. Este un context al ereziilor, context al anticriștilor, context al protognosticismului, context în care veneau unii și spuneau dacă voi creștinii vreți să ajungeți la Dumnezeu, haideți pe la noi treceți pe la noi. Noi suntem uh, mai uh, luminați, uh, noi avem niște legături speciale cu Dumnezeu, veniți la noi și prin noi puteți voi să aveți această legătură cu Dumnezeu. Voi de unii singur nu puteți, avem noi niște haruri speciale și suntem niște mediatori și voi de noi aveți nevoie. Exact cum fac carismaticii de astăzi, exact cum fac guru și sectele și toți acești, acești lideri care se ridică astăzi și spun dacă vrei să ajungi la Dumnezeu, ai nevoie de mine, trebuie să-mi umpli buzunarul meu bine cu, cu milioane de dolari, trebuie să mă ascultați pe mine și ce vă spun eu este literă de lege, că voi de unii singuri nu puteți. Și Ioan zice, nu, 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 amintiți-vă că în noul legământ aveți ungerea. Și în nou legământ aveți acces direct la Dumnezeu. Nu umblați după niciun fel de guru pe pământ, nu alergați după nimeni și nu-l urmați orbește pe nimeni. Am întâlnit oameni care spun, nu contează ce a făcut fratele, poate să păcătuiască pentru mine, el rămâne Sfântul lui Dumnezeu. Rămâne de neatins, că m-a botezat, că m-a cununat, că nu știu ce mi-a făcut. Și chiar dacă acum a luat o razna, și păcătuiește și spune învățături de te sperii, merg buluc după el pentru că este ai unsul Domnului. Nu e niciun uns al Domnului. Noi avem ungerea Domnului, toți creștinii. Toți creștinii au ungerea Domnului. Da, Dumnezeu cheamă la o slujire specială pe niște oameni și uh, fratele Ștefan a explicat foarte frumos despre ce este vorba. Dar asta nu înseamnă, nu înseamnă că cineva are un rol Uh, supra, așa, este undeva sus și el mediază relația celorlalți cu Dumnezeu. Singurul care mediază relația este Isus Hristos. Marle nostru preot. Noi suntem toți frați și avem daruri diferite, dar nimeni de aici nu mediază relația celorlalți cu Dumnezeu. Ai o relație directă. Asta este o promisiune a noului legământ, auzi? Ai o relație directă cu Dumnezeu. Bucură-te de ea. Amin. Nu se bagă nimeni. Și când vine câte un guru sau câte un sectant de năsa și vrea să-l urmezi, lasă-l în pace. Nu te lăsa păcălit că trebuie să mergi după El, că te ajută El, că tu nu poți. Ba da, poți! Dacă stai lângă Scriptură și stai cu Dumnezeu, poți. N-ai nevoie, n-ai nevoie de nimeni. Și ultima promisiune, păcatele sunt iertate pentru totdeauna. Vedeți versetul 12 ce spune, pentru că le voi ierta legiuirile și nu îmi voi mai aduce aminte de păcatele și fără de legile lor. Este cea de-a patra promisiune care face ca nou legământ să fie mai bun și mai frumos. Da? Nu mai explic acum pentru că am explicat asta deja și știm la ce se referă, la faptul că Domnul Isus ia păcatele și ne aruncă în marea uitări odată pentru totdeauna. Asta este, este lucrul extraordinar. Dar vreau să spun pe scurt câteva cuvinte și despre al treilea lucru care face ca legământul cel nou să fie foarte, foarte frumos și anume încetarea legământului vechi. Vedeți cum e viața, uneori lucrurile frumoase apar când încetează cele vechi. Și dacă vă uitați la versetul 13, spune prin faptul că zice un nou legământ, a mărturisit că cel din tâi este vechi, că de asta îi spune nou, iar ce este vechi, ce am bătrânit este aproape de pieire. Păi acum gândiți-vă dacă pe vremea lui Ieremia, când s-a făcut promisiunea legământul cel vechi, atunci era aproape de piere. Și a mai trecut încă vreo 500 de ani, păi când a venit Domnul Isus Hristos, gata, s-a terminat. Legământul cel vechi s-a încheiat. S-a încheiat. Legământul mozaic s-a încheiat. Apropo, unor entuziaști care încă mai așteaptă, nu știu ce, combinații, reciclări și așteaptă ei cumva să, să ne întoarcem iar în legământul vechi. Dar textul spune că s-a terminat, nu ne mai întoarcem la, la ce este vechi. S-a terminat cu legământul acela. La calvar a fost înlocuit de, de nou legământ. Acum, de ce e mai bun nou legământ și de ce s-a terminat legământul cel vechi? Legământul în sine cel vechi nu avea o problemă. Era un legământ bun, El în sine. Pentru oamenii erau o problemă. Oamenii, dacă vă uitați la versetul 8, cum spune, versetul 8 spune, căci ca o mustrare, a zis lui Israel, iată vin zile zice domnul. Vedeți? Nu zice că văzând că legământul este rău, s-a gândit Domnul să facă un legământ, un nou legământ. Nu asta zice ci spune că și ca o mustrare a zis. Adică Domnul a văzut că era o problemă cu oamenii și văzând că este o problemă cu oamenii a spus, ok, trebuie să, să facem un alt legământ. Da? Nu, nu legământul era problema oamenii. Și ca să înțelegem lucrul ăsta și mai bine, Pavel îi scrie lui Timotei, 1 Timotei 1 cu 8 și spune Noi știm că legea este bună dacă cineva o întrebuințează bine. Așa zice. Adică dacă o respectă, în totalitate, legea e bună. Dar care e problema? Câți dintre noi poate respecta legea în totalitate? Niciunul. Și atunci, legea e bună, dar noi nu o întrebuim să bine. Și fiindcă nu o întrebuim să bine, eram sub condamnarea ei. Trebuia să mergem toți în iad. Pentru că legea veche, legea mozaică, mergea la pachet cu legământul vechi. Legea nouă, legea lui Hristos, merge împreună cu legământul nou. Și atunci, dacă așa stau lucrurile, iată de ce este frumos noul legământ, pentru că se încheie cel vechi. Și este pentru noi o mare încurajare să știm că s-a încheiat legământul cel vechi, fiindcă nu mai suntem sub auspiciile și sub uh, condamnarea legământului vechi. Și aici este foarte important să înțelegem că diferența între suspendare și anulare sau finalizare, unii se poartă. De parcă legământul cel vechi doar a fost suspendat. Și apoi trebuie să apeși pe un buton și să-l reactivezi. Dar el n a fost doar suspendat și acum funcționează legământul nou și apoi iară vine legământul cel vechi. Legământul cel vechi s-a terminat. Asta e diferența între suspendare și uh, anulare. Sau nu știu, e ca și atunci când ai o pereche de pantofi și nu-i mai porți, dar îi pui undeva și poate mai trebuie. Nu se știe când am nevoie. Și lași acolo undeva și altă dată mai iei pantofii. Asta e o variantă sau cealaltă, i-ai luat și i-ai aruncat. Gata, s-a terminat. Ori legământul cel vechi nu e ca o pereche de pantofi pe care o pui undeva și vrei să o mai iei în picioare. Legământul cel vechi s-a terminat. Acum suntem în legământul cel nou, în legământul Domnului Isus Hristos. Și de ce este important să reținem acest aspect? Și cu asta am să închei. Pentru că firea noastră pământească, că e mândră, e mândră rău. Firea pământească, știți cum, vrea să, să arate că noi suntem cineva. Și firea noastră pământească și, și satana și lumea în care trăim, și ce vor să facă? Să ne ducă să trăim acum ca și cum am fi în legământul cel vechi. Adică, din nou, pe logica faptelor, pe cât reușim noi să respectăm legea lui Dumnezeu, ne mai trezim așa încât o dimineață și ne uităm în oglindă și după ce ne spălăm pe față, ce gata, de astăzi înainte eu să vezi ce o să fac eu, o să dovedesc eu cât sunt de, de puternic, eu o să mă schimb, o să împlinesc eu așteptările lui Dumnezeu și cu cât ne ambiționăm mai mult și încercăm mai mult, cu atât falimentăm mai tare. De aceea trebuie să facem totul din iubire și din dorința de a trăi pentru gloria lui Hristos. Da, noi vrem să ne schimbăm, vrem să ne sfințim, vrem să le facem pe toate, dar de ce? Nu ca să arătăm noi că putem îndeplini nu știu ce fapte, nu ca și cum ne-am întoarce sub legământul vechi, ci fiindcă toate curg din inima noastră. Spuneam, Doamne, cu ajutorul Tău și cu harul Tău vreau să trăiesc tot mai mult pentru Tine. Și fără frică. Vreau să trăiesc pentru tine, cu bucurie, este, în legământul nostru este vremea bucuriei, este vremea mântuirii. Știți, rămân aceste trei, credința, nădejdea și dragostea. Despre asta e vorba. Că în noul legământ, creștinul umblă în fiecare zi cu credință, cu nădejde și cu dragoste. Nu trebuie să scoatem de pe stand-by legământul vechi și iarăși să ne întoarcem. Că uneori, practic, așa facem. Ne fură peisajul și avem tendința să ne întoarcem la legământul cel vechi. Nu! Legământul cel nou este un legământ al credinței, al nădejii și al dragostei. Este un legământ al sfințirii, al maturizării spirituale, dar toate fiind harul lui Dumnezeu în noi și pe toate le facem de dragul lui Hristos și din iubire față de El. Nu ca să câștigăm cerul, nu pentru că ne temem de iad, nu pentru alte motive, fiindcă știm că mântuirea noastră este exclusiv prin Hristos și suntem siguri în Hristos și baza noastră este în Hristos. Ce ziceți? Am intrat în cea mai tare alianță posibilă? Unii au făcut alianțe electorale, merg acum la europarlamentare, alții au altfel de alianțe, dar Copiii lui Dumnezeu au intrat în legământul lui Hristos, în legământul cel Nou. Așadar, dacă nu candidezi, nu te supăra că îi vezi pe alții. Dacă nu ești membru în nu știu ce club, nu te supăra. Dacă vezi pe alții că s-au făcut prieteni și au întemeiat ei nu știu ce înțelegeri, lasă-i în pace. Tu ești parte în cel mai frumos și cel mai important legământ posibil. Legământul lui Hristos. Domnul să ne ajute să ne bucurăm de acest legământ. Și să rămânem în legământ până la capăt. Amin.